Salutare, oameni buni! Iată că astăzi e 9 iunie, duminică 9 iunie, una dintre acele duminici extrem de importante pentru noi și pentru viitorul țării în care trăim. Până la această oră, prezența la vot nu este una excepțională, deși așa ar fi trebuit să fie. Din păcate, nu e. Dar eu fac acest videoclip pentru cei mai tineri dintre noi, pentru aceia care astăzi vor intra pentru prima dată într-o cabină de vot și vor avea curajul să pună ștampila pe un buletin de vot. Dragii mei, poate că părinții noștri n-au știut să facă mai mult, poate n-au avut curaj, poate n-au avut putere, poate n-au avut informații. Și la fel și noi. Poate am fost uneori prea lași, poate n-am fost uniți, poate ne-am resemnat prea devreme. Dar voi aveți curaj, sunteți o generație excepțională în care eu am mare încredere. Vi se va spune că votul vostru nu contează, că totul este stabilit din afară, că voi votați pe cine vreți, dar este cine trebuie, că totul e apă și în pământ și că trebuie să ne resemnăm și să trăim așa în România, așa cum e ea. Eu nu cred asta. De 30 de ani politicienii noștri ne conduc prost, de 30 de ani vor numai binele lor și deloc binele țării în care trăim. Până acum ați fost spectatori. De astăzi sunteți actori. Actori care pot hotărâ viitorul vostru și al nostru. Ieșiți la vot până la ora 22 și luați-vă orașele înapoi și luați-vă țara înapoi. Nu-i lăsați să vă fure viitorul, nu-i lăsați să vă fure curajul, nu-i lăsați să vă fure speranța. Ieșiți la vot. Da, bună seara tuturor. Bună seara mai ales invitatului special din această seară, seara. Marius Marole. Bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Cu drag. Asta a fost mesajul de 9 iunie. Da, cam patetic. De ce? Foarte înflăcărat. Zici că depinde, depinde viitorul meu, nu viitorul meu, viitorul meu personal de lucrul ăsta. Cred că nu m-am rugat nici de mama, nici de tata, nici de fras, nici de surori, nici de câmpia cu flori vreodată în viața mea să cineva să facă ceva pentru ceva. Și iată că probabil că eram destul de disperat în ziua aia, cred că eram destul de disperat în ziua votului, încât să fac acest filmuleț și să-l fac așa cum l-am făcut. Nu mi-e rușine, mi-asum sigur că da, dar acum privind un pic din afară așa, îmi dau seama că e un pic cam patetic și un pic am uh, un pic cam mult, cum spunem noi în teatru. Păi e ceva prea mult pentru un moment decisiv, că anul ăsta e electoral, avem de vota primari, consilii județene, <coughs> am avut... Am votat, din păi, păcate. Da, întrebarea e alta. Au venit uh, dăstui român la vot? Că procentul a fost decent, adică nu ne-am pentru nu ne-am făcut de râs. Nu ne-am făcut, dar n-am fost chiar așa, total ignoranți. Nu, 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 n-a nu, fost procentul. Că sigur că eu visez ziua în care ori nu ieșim niciunul. Da. Ca și să sancționăm. Și le dăm vot blam. Da, și spunem, bă, fraților, nu ne interesează, n ce ori alege. plecați toți, ori nu mai ieșim niciunul la vot, ceea ce... Cred că, practic, e imposibil că noi românii, nu numai românii, oameni în general, nu sunt atât de uniți încât să poată hotărâ așa un lucru de important și să-l respecte. Se va găsi unul care, pentru o anumită sumă sau niște favoruri, se face la vot și atunci a stricat tot. Un spărgător de grevă, ci. Da, 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 exact cum erau spărgătorile de grevă din școala generală, că pe acolo suntem. Sau visez ziua în care să ieșim 99% dacă nu stă la la vot și, într-adevăr, să hotărâm ce, măcar să știi, bă, da, asta e da, așa au vrut oamenii. Ăștia, Internet, suntem. ăștia suntem. ne asumăm, s-a votat, dar când cineva câștigă cu 33%, cu 15%, cu 12%, e cam frustrant, așa, știi? Cel puțin la primărie unde se alege într-un singur tur, e o bătaie de joc. Nu mai spun că e o bătaie de, de joc, de ce am acceptat noi să facă alegeri într-un singur tur? Păi, adică dar noi care... n-am acceptat, dar... Păi, da, dar totuși mai... suntem, noi suntem oamenii care plătim, îi plătim pe ei, oameni buni, e ca și cum... Cu să le facem? Păi, nu știu, frate, să ieșim pe stradă, să, meșim, să mergem la ei, să nu-i mai votăm, să nu... Cine a hotărât asta? Nu ăștia în comisiile parlamentare, Pare de cod electoral. De cine sunt făcuți? Cine? Teoretic, dă ștampila noastră pusă pe o listă. Și cred că foarte mulți nu știu ce conține lista am aia. Deci, că ei ne-au tot fel de surprize lucruri neplăcute. Lucrurile sunt de simple. Adică, toți românii bănesc că știu că doar nu le... am inventat eu apa caldă și nici nu sunt mesia. Sunt vai de capul meu și eu. Deci, toți românii știu că... Tot ce fac ei, fac ca să le fie lor bine. Adică, ei au ales un singur tur, ca nu cumva săriște, să intre cu cineva în al doilea tur și să trebuiască să ai de ales între unul și altul și ei să piardă. Da. E atât de evident. Adică, bun. Și dacă noi știm lucrul ăsta, atunci de ce? De ce îi lăsăm? Adică, de ce nu spunem, bă, noi nu votăm până nu băgați două tururi? Da. Revenind la uh, subiectul ăsta al participării masive la vot. Da. Am o teorie, e mai proaspătă. Mm. Ceea ce e genam pentru mine că ar trebui să mă prindă mai mult. Nu, o mai bine mai, de, mai târziu decât niciodată. Noi trăim așa, în logica asta de la im deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte, acum ori niciodată, tot. Deci nu l-am ascultat niciodată cu atenție. Tot cap cu E interesant pe la... Mai spre final, când vorbim de Barbara Semilună și acum cu corectitudinea politică mai puțin. Nu, nu l-am ascultat, că nu ne-am deșteptat niciodată. Adică nu l-am ascultat, da. Nu l-am ascultat, l înțeles. Doar l-am auzit. Ascultat, nu l-am ascultat, noi românii... Dar noi avem, noi avem o abordare de-asta pasiv-optimistă. Nu știu dacă e oximoronic ce zic. În felul următor. Dom'le, sigur, nu. noi ne luăm țeapă. Dar și când ne punem pe treabă. Cap cu povestea. Dar și dacă mă duc la sală, mă fac. Dar și dacă mă pun eu pe picioare. Dar și dacă mă apuc eu de afaceri. Păi devin miliard. Dar și dacă îmi pun eu minte. Dar când o explodă, aia, la la obosit popular, când o exploda mămăliga românească, dar și dacă am ieșit toți la vot. Dar stau și mă întreb. Dar dacă am ieșit toți la vot, N-ar fi practic același rezultat, dacă cu alte cifre absolute? Și asta e o întrebare, Marius Manole. Câți dintre cunoscuții tăi, că am stabilit să ne tupim, da. câți dintre cunoscuții tăi în regulă, pe care îi vrei în, în cabina de vot să pună ștampila cu cap, au absentat? Uh, mulți. Au lipsit? Da. Asta făceam o în recensă mă între cunoscuți și spuneam băi, bă, ăștia pe care s-au dus, sau au nu, La mine nu s-au dus niște prieteni. De ce nu s-au dus? Pentru că ei nu mai cred în vot. Dacă poți să crezi un om care e un actor, care se presupune că gândește lucrurile, care are niște o facultate, care are niște studii, că dacă pot să crezi că sunt atâta de anihilați, că nu știu. Eu am renunțat să mă cer cu ei, că nu pot să termin fiecare da, așa. Așa. corect. Deci i-am lăsat în pace, dar e incredibil. Adică e incredibil. Deci incredibil. încă mai acceptează lumea. Lumea bună, da. ca să fim așa elitiști. Da. Deci da. nu e. Nu, că... nu se întâmplă numai. Oamenii, să spunem așa, oamenii care nu au carte, cum spunem noi, domne, pe la țară, pe la nu știu, nu. Nu, la țară se votează în dragi. Păi se votează în Organizează primărul. primarul. Organizat și foarte, da, da. Și dacă ar, am avea un procent mare de participare la vot, s-ar răsturna procentele că astea că care ne-am obișnuit? Eu zic că da. Eu zic că da. Pentru că majoritatea oamenilor care nu, care nu votează sunt oamenii care cumva au cunoștință de fenomen, se interesează, urmăresc știrile, pot face diferența între un fake news, manipulare și așa mai departe și cred că oamenii ăia ar fi votat corect. Dar noi suntem atât, am, deve, am reușit să fim atât de, nu știu, să nu spun un cuvânt, ba da, idioți, ba, da, să spunem, idioți da, da. încât să spunem, bă, eu, bă, eu n-am pe cine vota. Nu am pe cine vota. Și rezultatul ăsta de 9 iunie, cum ți s-a pentru mine e îngrozitor. În e o nefericire. Da, pentru, pentru unii da, dar pentru alții pare că nu. Încep să cred că am eu o problemă, că sunt eu nebun. că Adică eu, eu, eu gândesc așa. Eu o zic așa, pentru mine, oameni buni. Nu gândesc pentru noastră, nu vă dau sfaturi, nu o luați ca pe ceva ce ar trebui să faceți, nu. Eu gândesc așa. Mă, dacă de, de 30 de ani... Uh, închid un pic ca să nu par uh, că dau un sfat politic și de 30 de ani. Sunt două partide, mari și late, care conduc țara asta. De 35 de ani, de la Revoluție, da. da? Bun, a fost PSN-ul care s-a transformat în PSD. Dacă de 35 de ani vedem că nu e bine, vedem ce se întâmplă, vedem cine conduc partidele astea, ce oameni sunt în partidele astea, câți infractori sunt în dovediți cu acte, cu pușcării, cu închisori, cu condamnări pe viață. Vedem lucrul ăsta. Bă, ce ne costă la un moment dat? Hai mă să încerc altceva. Ce-o fi? Bun, acum o să spuneți, poate să încerce aur, poate să încerce... Bă, până, parcă, parcă și așa, nu știu. Zic, bă, dar schimbați-i pe ăștia. Adică schimbați-i, vedeți că sunt niște infractori, vedeți că e o caracatiță imensă, că peste tot, în toate orașele, sunt niște... Gândiți-vă, cum să câștige el la Constanța? Păi cum? Care om ar... Care, care, caraca, care caracatiță de infractori? Că ce-o fi acolo în portul ăla? Ce-o fi acolo în Constanța aia? Ce mafie trebuie să fie? Cum credeți voi că cineva ar fi lăsat? Bă, dacă eram consențean, de-a dracului mă duceam. Bă, mă duceam bă, să văd ce se întâmplă. Să văd... Hai, cu... bă, să schimb un pic. Până acum câțiva ani era Republica Mazăre. A intrat la la pușcăria și a ieșit între timp. A ieșit cu toți banii. Păi, umbli la bani, cu toți banii, oameni buni, toți banii. Suntem nebuni la cap. Da. Și în contextul ăsta, aud oameni, îmi scriu oameni. pe că de la Pitești, condamnări peste condamnări, banii Vot... sunt la el. Votat la Crevedia. Primar da. votat, la creved... la. votat la Crevedia. Eu vă întreb, oameni buni în Crevedia. Bă, oameni buni. Ați văzut cu ochii voștri, am văzut toată țara, ați fost pe toate posturile de televiziune cu accidentul ăla de acolo de la voi. Da, sigur, un moment nefericit, un moment nefast, ceasul o pisica neagră, dar totuși erau niște, nu erau date niște autorizații, funcționau niște oameni. Și gândiți-vă că așa funcționează un lucru, dar acolo probabil că funcționează multe lucruri fără autorizații și se pot întâmpla și mor oameni. Chiar nu ne pasă deloc de oamenii aia care au murit acolo. Adică noi alegem la fel, n-am nimic cu omul ăla, nici nu cu, unul, ăla, nu știu cine e primar. Bă, dacă ca idee, ca idee, da, nu te adică mobilizezi nici să, la da, moarte de Că după colectiv era expresia, a fost nevoie să moară oameni ca să schimbăm ceva. Aici au și murit oameni, nu s-a schimbat absolut nimic acolo la nivel de funcționare. Nicăieri ieri nu se schimbă nimic, după ce mor oameni, nicăieri. Nicăieri Mario Iurgulescu va ieși, va sma curată. Chiar în halul ăsta. Cum chiar nu? Păi da, deja a trecut de nu, de o comisie ceva. Că în s era greșit, ia de la început, păi că să? Până când lumea o să uite că nu avem memorie de pește, punct da. român. Și o să uităm, o să trebuie o să am eu o problemă mai importantă decât Mario Gulescu. Mă, nu, Mario Gulescu, a omorât niște un om care avea o familie. Copiii el așteaptă pe taică să o acasă încă. Și acest băiat, da, îmi pare rău de părinții lui, da, îmi pare rău și de el. Ce să zic, asta e. Ne asumăm fiecare greșeală, o să mi se întâmple și mie și dumneavoastră. Bă, dar cum să-l lăsăm să treacă, să scape nevinovat? Adică, cum? Ce justiție avem noi în România? Dar și dacă ies oamenii la vot și se uită pe buletinul de vot și ăștia care se consideră votanți premium și să mai atenți, să nu fie condamnați, să nu susțină idei anti-2024, da. să nu fie... Nu sunt mulțumiți de ce propun partidele. Mă uitam, de exemplu, la Alianța da. Dreapta Unită. USR a avut doi Europa, un locul 1, locul doi, lumea... nu-mi plac, nu-i votez. Da, 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 da. Dar am avut și colegi care au nu-mi plac, nu-mi votez, nu da. dar-i votez pentru că alte soluții nu am. Deci e o soluție și pentru publicul să eliti să o lase mai moale până se mai curăță un pic clasa politică? Noi avem vicepremier pe la Păneacșu, vicepremier fără portofoliu, pum, e condamnat penal că a angajat-o pe fisa, conflict de interese, nu știu. Îmi pare că nu le pasă, adică nu pare le că pasă. oamenii nu se uită. Adică eu primesc și în continuare mesaje pe domnul, ce, ce v-a făcut dumneavoastră, domnule PSD-ul? Și dacă e condamnat, care e problema? Plus, e logica e altă. A furat, a mai făcut, nu știu, asta e veche de trei ani. Dar mai toate ca să dea cineva, să leagă de Clotilde că a avut un conflict de interese de 3.000 de, trei, de, trei, de, trei mii de, euro. Cât a avut mazăre, cu cât a ieșit mazăre din pușcărie? Cu cât a ieșit mazăre din pușcărie? Vă cu cât l-au prins pe mazăre? Cu cât l-au prins, pe domnul ăla de la PSD sau de la PNL, când nu mai știu, cum por bagaj? PSD buzatul. Domnul buzatu, cât avea! Și voi vorbând, nu voi rușine, adică nu voi rușine un pic să. Da, da, manipularea funcționează. Oamenii care se uită, aha, păi da. Toți sunt hoți. Că, da, nu, e ceva, nu, eu nu cred. Păi da. comunicarea psd -stă în toată campania a funcționat în felul următor. Mai ușor, cu fără penal, că aveți penalii voștri. Exact. Și ei au cinci oameni care încă nici nu sunt condamnați. Nu, au fost nu condamnați. Nu condamnat. Nici unul. Nici unul. Cel există, mai avansat e trimis în judecată. Bun, există un partid de România. Eu, bă, eu, toată lumea spune că sunt useriți. Mă, nu sunt deloc. Chiar nu sunt. Adică nu sunt useriți la modul că nu sunt... Mă, da, nu pot să nu mă uit că oamenii ăștia au niște meserii în spate. Au niște cariere și că vor să schimbe niște lucruri. Deocamdată, deocamdată, n-au furat nimic din bugetul țării. N-au prejudiciat țara, n-au făcut cât au făcut. Zic, să nu vezi deloc. Pe tipa aia de la Brașov, viceprimărița, au trimis-o în judecată. s a dat demise femeia, a făcut un pas în spate. ar fi pus la dispoziție niște grote pentru o expoziție de artă. Pentru ce mă... Da. Oameni buni. Mă, oameni buni, ăia vă fură cu, cu, lopețile, vă fură cu camioanele, cu porbagajul, vă fură. Cu porbagajul, vă fură. Că... Nu e că inventăm noi acum la emisiunea asta. Dar am avut știre, clară. Suntem nebune, că nu, per, nu, pricepem cuvintele, nu vedem imaginile, suntem atât de bătuți în cap. Eu nu știu, eu nu am, n -am nu am... Dar dacă am fi avut participare și mai mare la vot și aur, al treilea partid după ultimele alegeri, la nivel europarlamentar, ai altă ar fi avut un scor și mai mare. Bă, băiatule, ai altă anomalie. A, a, alta anomalie mare. Adică eu mă așteptam să iau un 3, un 5. Bă, da, 15. 15? 15 în condițiile în care, dacă întreb, bune, vă uitați un pic la mine? Știți vă pe cineva de la aur, în afară de Simion și încă unul? Nu. Noastră, la cameră. Știți pe cineva la, la partidul aur, în afară de Simion și încă vreo doi, maxim? Știți pe cineva? Nu. Bun. Păi, șantionul nostru reprezentativ din studio? Eu mai știu că îi mai op în telefon, eu dar, nu dar, știu, îi mai iau pe telefon. Eu nu știu și. Ni, bine, nici nu vreau să știu adevărat. N dar n ai pierdut dar, nimic. În afară de omul ăsta care iese și spune numai aberații, proiectul lui de țară e să avem nu știu ce casă la 35. Și mai am o întrebare, domnul. Anfir, că mai nu am rog. o întrebare. Îmi explică și mie cineva. De ce în tot București? Peste tot. Și cum precădere în sectorul 5. Dar peste tot aproape. În 5 am văzut și eu, dacă ne referim la panouri da. și la corturi. Și e plin. Nu, Bă, e plin. Ce? Deci calea Racovei e... Îmi explică și mie cum sunt numai cu domnul Simion. E febra aurului. Nu e febra aurului. Dar? E febra domnului Ciolacu. Și a PSD-ului, cred. Pentru că visul lor cel mai mare este să-l crească pe acest domn Simion. Probabil. Da. Deși, da. Dacă are șase, deși vă are șase destule. Să intre la... în turul 2. Să ei. intre în turul 2 și noi, totuși, atunci, românii, nu suntem chiar atât de tâmpiți și o spunem, bă, între Simion și Iliescu, Ceolacu, Vadim 2000? Exact. Aceea schemă obosită? Atunci ăștia, fac După 24 tot ce pot... de ani? Sau se gândesc că, se pare că am, a apărut un votan nou care pune botul la așa se ceva? Se pare că a evoluat cineva, nu? Deci nu. Așa va... deci asta vor ei. Îi convine și Luciuca, îi convine și domnul Ciolacu și domnul Ciucă. Păi Ciucă nu vrea să câștige? Păi, Ba da, dar el crede că o să câștige în fața lui domnul Ciolacu și o să fie cu Simion. Îl crede și el că o să fie cu Simion. Deci toată lumea păi vrea să-l crească pe Simion păi ca da, să-l bată. Exact! Pentru că dacă ajung între lacul și oricine altcine. Nu, nu doamna Șoșoacă bănuiesc. în afară de Șoșoacă. Da. Dacă n la o finală, Șoșoacă Simion, plec din țară. Am plecat, la revedere, v-am pupat Deci Șoșoacă are nu. astăzi, nu. când vorbim, nu. La, revedere, la fel nu. de mulți europarlamentari ca usr -ul. Da. Da. Doi cu doi. Da. Vă dați seama că noi, români, dragi români din România, vă dați seama că noi suntem reprezentați. Eu n-am nimic cu el personal, că doar nu mi-a furat omul nimic, dar ca idee. Pe domnul Lazarus. În, 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 vă dați seama că dumneavoastră sunteți reprezentat de domnul Lazarus? Pe păi Lazarus care e care jumătatea frecventabilă a brigăzii SOS. Nu, niciunul nu Când se duce domnul Lazarus, vă spune How are you? I'm fine. What are you doing in Romania? I'm employed at Zeus TV. What? At Zeus TV, you know, it's Zeus TV. Da. Uh, da, deci, dacă ajunge Ciola, domnul Ciolacu cu domnul Ciucă cu oricine altcineva în afară de cei doi, da. s-ar putea să aibă probleme. Pierde. Cu tot cu aparatul lor, cu tot cu... Plus că dacă ajunge PSD-ul și PNL-ul o să lupte împotriva lor și dacă ajunge pnl PSD-ul, sper că așa. Și atunci... A... Cred că va fi o problemă. Așa că, domnul Simion, uitați-vă, dragi București, nu știu în alte orașe oameni buni din țară, că nu am fost peste tot, dar în București e plin de panouri cu domnul Simion, care promite salarii mari, care promite, nici nu e populist el, salarii mari, case de 35.000 de euro, fără dobânzi, bă băiatule, că au și scris ăștia, Mișorează scorul cu Olanda. Păi să le dăm, să le dăm pe ecran, că le avem. Să dăm panoul nu, ăla, dacă tot l-am adus în discuție. să ne explici da. de ce sunt aceste panouri și de ce doar cu partidul aur? Și de ce doar cu Simion? De ce? Vreau să-mi explice și mie cineva de la primăria sectorului 5. De la primă... O să spună că au aplicat mai multe partide, au aplicat mai târziu. Ei au dat deja locurile, că sunt anumite locuri, că le știm. Asta știm. Poveștile astea și poeziile astea le știm. De ce domnul Simion e peste tot în București? De ce? Uh, domnul Simion avea explicație? și o relație frumoasă cu Piedone. Bun. În sectorul 5 e puzderie. Și în sectorul 1 există. Și sectorul 2. Și sectorul 3. Dar n văzut, nu l-am văzut pe domnul Ciolacu. Nu l-am văzut pe, păi domnul, domnul, Ciola, domnul Ciolacu încă nu e candidat. Deci domnul Ciolacu A. era obsedat de stabilirea datei alegerilor. Dar doamna Șoșoacă e. Doamna Șoșoacă e. Are și, și marșul USR prezidențial, are. Are. sunt înregistrări. Și are. Ursereu are în momentul de față de la prezidențial. Unde sunt? Vreau să-i văd și, și pe ei pe stradă. Încă nu ești, o să, okay. să vedem panourile ale domnului Simion și după aia reacția publicului. Că oamenii au seizat o oportunitate de bășcălie, de caterincă. Păi, da, facem bășcălie de noi, oameni buni. Ce, și nu știu dacă e momentul. Mai bine am amendat lucrurile astea decât să facem mișto, pentru că nu e ok. Nu e ok deloc. Domnul Simion a avut și un eveniment fericit weekendul acesta. Eu da, Un botez. Păi, da, nu sănătate, că nu ne dorim rău. Nu rău. e vorba de asta, doar că mesajul a fost interesant. Inițial a invitat pe absolut toată lumea. Veniți cam mai. Al... Aducem Rusia. Ador... A, bine, asta sunt mișto. Da, -a arde de El a zis că taie toate dobânzile, Știu. că dă credite. Da, nu, credite. Nu, spune asta, pentru că iarăși coborând discuția într-un loc în care, bă, nu, lucrurile sunt foarte serioase. Chiar sunt foarte serioase și miștourile astea ne ajută pe noi în bula noastră ca să râdem, noi să ne dăm deștept păi e singura reacție. ce Dar să facem? E că singura. jos de pe afișe nu, nu dă nimeni. Nu, să mergem să întrebăm, bă, de ce? Asta e bă, Uite, materialul toate original. Dobânzile la Dar toate, nu rămâne pe nimic. Bune, cum? Adică cum va face așa? Știi, oamenii că, da. Părerea, e, părerea românilor e că dacă se sizeze o oportunitate de bășcălie, o mică, posibilă caterincă ce se poate ivi, să scoate măcar asta, pentru că cu altceva oricum nu rămânem. Da, da nu de e ei, un fatalist ăsta, e de la Miorița, să o transformăm în da, nuntă, să o transformăm în... Cum, ar fi bine să ne de Miorița asta. Problema e că nu ne batem joc de ei, oameni buni, ne batem, de noi ne batem joc. Ne batem joc de noi, vă bate joc de copiii voștri care vor avea viitorul pe care îl vor avea. Nu, nu mi se pare absolut nimic de râs. Mi se pare înfricoșător. Uitați-vă în Franța, mi se pare înspăimântător. Uitați-vă ce a pățit mici Minaj în seara asta, că n-a putut să concerteze la saga, saga, pentru că erau nu știu ce ortodox sau nu știu ce a ieșit ca să o împiedice să concerteze. Uitați-vă unde se poate ajunge. Deci nu e nimic de făcut mișto. Absolut nimic. Atunci nimic. să trecem la chestiuni serioase. Noi avem două probleme în momentul de față care vizează Ministerul Transporturilor. Una ar fi Valea Oltului. Am auzit. S-au gândit într-o zi de joi da. să ne anunțe din greșeală că de luni se închide Valea Oltului. Da. Cu efecte nu doar pentru concediu cetățeanului. Nu, dar sunt acolo evenimente. Chiar azi ascultam la și radio. dincolo de evenimente. Sunt de astea, sunt tirurile, sunt camioane, sunt, le închide și o luați pe partea. La altă, la un moment dat o glumiță pe internet. Dom'le, dacă o luați frumos de tot și până Republica Moldova, în 18 ore n-aveți niciun fel de problem. Și a doua, aeroportul Otopeni. Deci, ok, Simeon e în zona de, da. de umor. Negru, nu e, nu tragic, e, nu, nu știu e. ce. Așa. Dar ăla își bate joc de aeroportul Otopeni. Avem și noi un singur aeroport funcțional la nivel mare în țara asta. Da. Și nu e funcțional. Deci e praf total. Ministerul Transportului nu are niciun fel de reacție. Pe partea asta, cu Valea Oltului, ne anunță din greșeală joi că de luni se închide. La podul prieteniei, ne anunță inițial că va fi închis complet. Lumea și mai a concedii, până în Bulgaria, până în Grecia, pe undeva. Da, că da, nu da, poți da, să da, rămâi da, legat da, de glie. Da, da. Nu ești pe vremea lui Mihai Viteazu. După trei ore... Lăsăm totuși o bandă liber. Și ăștia sunt la bă guvernare seama, principalul bă, partid. Vă dați seama că acolo nu e că oamenii s-au supărat. A intervenit cineva care a zis Bă, eu plec în, pe unde plec? Am cu familia, că <laughs> să Aveți ies cineva de frumos, țară. Tomu. Cine <laughs> s la prostia asta? Un ta? deschizător de drumuri. Vă rog eu frumos, mă lăsați o bandă să trec cu familia. Ați bunit. A, da, da, da. Lăsăm totuși o bandă pentru cei Cum care... un semafor la 3 minute. Da. Da, ideea domnul asta a alu... Din ce parte domnul Grindeanu? Domnul Grindeanu de la PSD, nu o să fie. Asta. Deci domnul Grindeanu de la PSD nu înțelegea care e problema cu Valea Oltului. Nu. Păi da, domnule, da. o să fie o neplăcere, da. Mai luați și dumneavoastră un elicopter, nu știu, alte soluții n-aveți, numai da. pe acolo, numai Uite pe, la pe acolo. Ei cum stau frumos să uită... Na, Ia să treabă. dăm pozele astea, că el are și o apariție de asta publică interesantă da. și o relaxare pe care nu o înțeleg. Dați-l mare pe ecran. Că momentan le vedem doar noi aici și e păcat. Păi e sprijinit de el are în spate sprijinitul partidului. Ce? care e problema? Închidem Valea Oltului, da. Închidem Valea Oltului. Deci nu interesează pe niciunul din zona asta e de, de, nu de execuție, că ei sunt demnitari, din zona de executiv ce impact au deciziile lor asupra vieții cetățenilor. Adică, probabil privesc așa, ca o ființă umană la un mușuroi de furnici, o luați pe potecuța, să uite vă da. pun o pietricică, vedem pe unde o ocoliți. Da, Omul va fi votat, înțeleg că în momentul de față găsește soluții să-i facă brânci din fruntea partidului lui Ciolacu, să vină el președinte. De nu că cred că plânge nimeni. nu plânge nimeni. Că După Ciolacu. Da. Dar ne vine nenea ăsta care nu înțelege de ce e o problemă Valea Oltului, de ce e o problemă aeroportul Otopen care e dezastros. cum arată? Cum? Zici că ești în autogara de la uh, Filaret. <laughs> Călătoresc foarte mult cu avionul. Așa. Și mâine dimineață. Cum e experiența din aeroportul Otopen? Nu e exact? aer condiționat toată lumea acum s-a deschis spațiul așa și e peste tot, toată lumea e peste tot. E uh, oameni care dor pe bagaj. E un pic mai rău decât uh, înainte de Air Schengen ăsta? Ai să râzi, da. Ai să râzi, da, nu știu de ce. Deci facerea de bine pentru român chiar e ce nu trebuie. Nu, da, pentru că n-am știut, adică, da, dar s-au făcut totuși, ăsta de la Iași s-a îmbunătățit aeroportul la da. la Timișoara. Vin la Timișoara au problemă cu mirosul, dar sper să o rezolve. Deci e doar olfactivă. E rău. E rău, de tot? e rău tare. Adică când intri în Timișoara, miroase de... Da. Dacă ajunge în România, zice, ce, cum e România? Bă, miroase... e Da. Cum... Da. da că așa. Dar la București este un dezastru. Un dezastru. Au încercat să facă galantarele la să arate mai ok. Au încercat, dar n-au unde, că n-au spațiu. Trebuie să mărească aeroportul. Dar nu poți să schimbi managementul. Suntem blocați în niște manageri obosiți. Suntem blocați în niște... Acum face pe piață e o mare criză de piese de avioane. Da. Multe companii sunt cu avioanele la pământ pentru că n-au cum să le ridice din cauza... Zi Noi am avut am avut, dacă vă amintiți, da. o fabrică de a, care repara, care pe a care existat am -o. așa ceva la un, da, un dat. Rom sau cum se chema, pe care am închis. Hai, mă, mătrășită de 2 ani. Exact. Erau cu restanțe exact. salariale da, de 6, 6 luni. Exact. enorm de mulți bani. Bașca, că al noastre companii, Tarom puteau să beneficieze direct de Piese și de toate ori. Păi și eu vreau să înțeleg care e profilul cetățeanului care se uită la o emisiune, nu neapărat la asta, că cine știe ce manele sunt pe alte posturi și da. uh, uh, atrag atenția. Dar așa, de zi cu zi... De Pst, fericire. Fericire. și aud pe psd cum îl propăvăduiesc pe domnul Grindeanu, drept cel mai performant ministru al transporturilor în condițiile în care acum, când pleacă lumea, că de-aia până la urmă n-au mai făcut alegerile în septembrie, că nu e o perioadă în care publicul să fie activ. O... și oamenii sunt ok cu treaba asta. Da, și oamenii în românii. Și tu să se ducă să-l voteze, că avem sondajele da. astea, sunt pe primul Dar loc cei se de pare la PSD. incredibil cum a stat noi o țară întreagă să așteptăm să, din pixul lui domnului Ciolacu și al domnului Ciucă, să iasă data alegerilor de la președinte și noi suntem o țară când se hotărau cum le e bine, ăla trăgea pe partea lui, ăla pe partea lui, bă, atunci nu să plecați ai mei în vacanță, atunci vin ai mei din vacanță. Tu -ai când ai pe păi Tu când ai pe păi eu când Și noi o țară întreagă am stat toți ca niște tâmpiți și ne-am uitat câteva la ei. Săptămâni... Cum ne... câteva săptămâni. Ca să se hotărască ei când le e bine pentru ei, ca să iasă ei. Dar ce fel de țară e aia în care premierul se pupă cu șoșoacă? avem imaginile alea, o să le rulăm. I-a chemat la consultări. În primul rând, premierul nu face consultări, le face președintele. el se comportă deja ca un președinte. Aș fi spus bine cine a spus. Da. Face. faceți, sunteți președinte acum, înțeleg, că nu așa se face. V-ați apucat deja. Nu se fac așa. acum. Înainte de termen. Exact. O invită pe doamna Șușoa că o ia la pupat. Nu știu, ăsta e vreun mesaj, ar trebui să înțelegem ceva, că la o adică are cu cine să guverneze. Eu cred, că, eu cred că pur și simplu îi duce capul. Nici măcar. Așa de să da. Sincer, da. Eu cred că ei să-și bucură că se întâlnesc. Adică, ce? Ce? Doamna Șoșoacă care urla împotriva PSD-ului. Normal? Rareș Bogdan care urla împotriva PSD-ului să aruncăm cheia, să nu le mai deschidem. Au găsit și cheia, le-au și deschis, au primit și în casă, s-au și culcat cu ei. Deci nu e un mesaj subliminal să înțelegeți că facem o... Nu, Pur și simplu, atâta s ai, Dar, nu știm și noi oameni care veneau în studio tău să certau ca chiori și pe aia spuneau unde bem o cafea? Și după aia își făceau și guvernul. Bineînțeles, ce Dumnezeu vorbim? Păi și atunci soluțiile, așa cum se arată alegerile prezidențiale, că presupun că alea sunt cheia și alegerilor parlamentare, că au găsit formula asta de alegeri încrucișate. Deci avem alegeri prezidențiale primul tur, da. o săptămână distanță parlamentare, săptămâna e altă turul doi la prezidențiale. Deci au croșetat-o să fie bine. Au mermelit o cum au vrut ei. Și cu garnitura de prezidențiabili se prezintă ceva optimist? A, să punem lista cu oamenii, avem și două sondaje făcute cam în aceeași perioadă, cu rezultate le contradictorii. Le avem? Da, avem ia. sondajele Deci, astea sunt sondajele, ia să vedem, că sunt deci, două. În unui... primul rând, domnul Joana nu și-a anunțat candidatura. Da, nu nici nu. Eu. Îi da stă pe limbă. Nu. asta e de la curs. Îi stă pe limbă, da. Ciola cu 30%, Ciucă 20%, joană, 17%, simion 13%, Lasconi 9%, Șoșoacă 6%. Ăsta e sondajul de la curs. Și mai avem încă un sondaj făcut cam în aceeași perioadă în care Joana e pe primul loc cu 26,7, Ciolacu cu 17,8, Lasconi cu 14,3, Șoșoacă în 13,4, Ciucă în 11,9, Simion 12,2 și apare și Chelemen Hunor aici, 3,4 pentru diversitate. Deci sondaje făcute de oameni care își asumă măestria unei arte a sociologiei, ca să nu-i mai spunem știință. Depinde de unde au bani. E pe bani. E nu, că doar nu, doar nu pe E pe 100% dar pe mă gândesc nascări, că și rezultatul nu doar munca doar prestată. Nascări. Da, e amețit. Da, 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 așa funcționează România. Acum oamenii care se lasă manipulați de unii care vor să creadă una, zic că ăla e bun, că așa ne-am învățat. Și din și surpriza? din garnitura învățat. asta. E ceva de ales? Eu unul. Și acum o spun cu mâna pe inimă și o spun public. Din ce văd acolo, uitați-vă. Să le iau. mai dăm o dată pe ecran. Eu nu știu. Acum, eu, da. domnul Joana, nu știu dacă va candida, nu va candida. Știu din câte știu. Și a înregistrat Mircea Joana președinte, la Osim. Da, bun. Să aibă. Acum a plecat din psd el, nu? De acolo. Ai da. rădăcinat da. pe nu? Mai de mult, da, da. Bun. Pe, dat fiind faptul că așa e, stau lucrurile, eu cu toată ființa mea am să lupt ca în turul 2 să nu ajungă niciunul, să ajungă cu, cu doamna Lasconi. Ciolacu, Ciucă sau cine e, să fie într turul 2 cu doamna Lasconi. Lasconi a făcut și oferta asta PNL-ului. A spus că da, într-o reconstrucție a dreptei cu PNL-ul, sunt deschisă la dialog, dar să mă susțină ei pe mine. Da. Are șanse Lasconi în turul 2 cu oricare dintre PSD-știi ăștia asumați sau neasumați Joana sau da. Ciolacu? Sper că da. Și cine o votează? PNL-ul, că nu știu dacă adunăm procentele uh, Ciucă-Lasconi și pe o partea de la alta, adunăm procentele ciolacu joana ne iese învingătoare candidata dreptei pe ipoteza asta? Eu sper că pentru ca pentru turul 1 să fie suficient. Să intre măcar în turul 2. Să intre în turul 2. Dar o... dacă intră domnul Simion în turul 2? Cu cine? Cu oricine. Și câștigă. Nu. Există? Nu? Nu. Nu, nu se refuz, poate? Refuz, refuz, nu, refuz, nu, nu, nici nu vreau, nici în, nici în, coșmarul meu cel mai mare de pe lumea asta, nu, nu. Nu, dacă se întâmplă asta, înseamnă că ne retragem cu toți. Plecăm. Și a făcut botezul weekendul ăsta, a început să poveste și în invita, 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 uh, invita -se pe toată lumea. Îmi păi pare venit cu un mesaj și a spus, domnule, nu avem loc pentru toți, facem ceva mai restrâns. O mie de persoane. Modest în familie, doar apropiați. Ce meserie are domnul Simeon? Punionist. Nu, ce meserie? Serios să mă întreb. Uh, că și știam. A terminat administrarea afacerilor. Aha. Păi A făcut un master în istorie sau ceva. La, acum, de curând sau în tinerețe? Nu, l-a făcut la termen. Uh -huh. Dar domnul Ciola cu ce meserie are? Nu vreau să zic, că după aia o zică lumea că... Dacă începem cea... cu glumele aia, covrigar... Nu, și au și dreptate oamenii, că sunt mulți că... oameni care fac covrig în țară. Asta voiam să spun, aia e o breaslă... dita care, ține de, care hrănește nu știu câte gură. Până la urmă, covrigul deci, simbol național. Nu mi se pare nici asta un subiect. Dar o fi măcar covrigar? Habar n-am, eu cred că e un învârtitor de asta, un, cum se cheam, valutis. după cum Biografia lui începe la 37 de ani, e normal? Da, păi pe la 37 de ani n-a existat. El s-a născut, a fost botezat și creștinat la 37 de ani și de atunci încolo i s-a... Da, a luat bacalaureatul la 40. Dar ce țară -a luat e asta? Brână, vă dați seama că ce, -a luat. Țară ce țară e asta în care premierul își începe viața în mod public... La 37 de ani, și sigur, asta nu înseamnă că până la 37 de ani și-a văzut de problemele lui. Nu, ne povestește ce a făcut începând cu vârsta de 37 de ani. Da. Unii nici dau 37 de ani și mai pot să povestească pe aici pe acolo. Da, unii au 37 de ani și sunt dita mai ceo pe la nu știu ce firme străinătate. Da. Da, asta e țara pe care o avem și țara pe care... L-au votat. l-au votat, l-au votat 30% din 40% din... No din... Români. Dar eu înțeleg că poate să-i lase... Eu, da. eu, eu cred că se da. mai întâmplă da. un fenomen. Ok. Băi, eu cred, că, cred foarte tare. Cred așa, cred că educația a fost distrusă în țara asta în ultimii 35 de ani. Oamenii care sunt acum Mă asculti? Da. Oamenii care sunt Mai acum mă... Oamenii pe care igen. sunt acum foarte mulți dintre români se recunosc în domnul Ciolacu. Ei înțeleg ce vorbește domnul Ciolacu. Înțeleg ce vorbește domnul Simion foarte mulți. Ăștia suntem? Foarte mulți. Eu cred că discursul reper USR, cred că nu e... și ei sunt într o zonă destul de elitistă. Și vor să rămână acolo. N-a -a a democratizat ei. discursul doamna Lasconi? Ca da. mai Ba da. Și mai înțeles-o tuturor. Bun. Dar cred că a, mult timp ăsta a fost problema. Oamenii se recunoșteau, în empatizau cu domnul Simeon, cu doamna șoșoacă, cu domnul Ciolacu, empatizau cu ei. Păi și dincolo de, de mesajul pe care îl dau Oamenii nu văd că primesc același salariu Sau aceiași bani Au la dispoziție în fiecare lună și nu mai valorează nimic Nu își dau seama că o mai iau de și bat, ei Pe Valea Oltului, mănești de... Căciulata Răzvan, Nu își dau seama nu, că e rău Nu și dau seama, Răzvan, pentru că noi judecăm lumea După bula noastră Mama mea nu pleacă pe Căciulata Noi interesează să închide Valea Oltului Și ca mama sunt 90% de români Noi plecăm Ei nu pleacă de acasă deci aeroportul Interesea. deja mă duc prea departe Te cu discuția. Poate, aia spun, de aia nu luptă nimeni, pentru că noi ani nu-și permit să pleci în vacanțe, nu călătoresc pe Valea Oltului. Și n-ar fi n-ar fi treaba opoziției să le spună o în regulă, nu plecați cu mașina proprietate personală pe Valea Oltului. Dar nemai putând circula tirurile pe acolo sau camioanele, vor avea rute ocolitoare, produsele se scumpesc. Ok, asta e altceva. Un mesaj de ăsta da, o să-i doară. Și dar ăștia îl transmit? Ăștia din opoziție transmit mesajul? Nu știu. Crezi nu să... nu l-am prea mă rog, niște la nu, Da. Ideea asta e. Dacă lor le spui că primesc 100 de lei mai mult la pensie, care oricum 100 de lei nu e o de, lei. de mult că s-au crescut da. toate prețurile, pe ei păi, nu interesează problema asta de care spunem. De-aia lumea nu se agită, nu sare nimeni pentru vala Oltului. Că în afară de niște oameni care circulă pe Valea Oltului, în rest, majoritatea oamenilor nu au treabă cu vala Oltului. Și nici cu aeroportul Otopeni. Că sunt din România, pleacă 10% zboară cu avionul. Păi ne spunea Ministrul Economiei, domnul Oprea, că e barometrul al bunăstării românilor, prezența mare a cetățenilor români, sau a etnicilor români, că unii și-or fi la cetățenie până străinătate, la campionatul european de fotbal. Păi la campionat, da. Păi da, dar erau păi din aia România aia sau erau oameni la muncă în Europa care păi s-au dus Da, erau oameni la muncă. și acum ne scoate ochii Oprea că trăim foarte bine în România și ne plângem urea. Mă, dacă oamenii nu văd noi degeaba vorbim, putem să vorbim, răzvani, să facem 254 de emisiuni. Nu convingem pe nimeni. Dacă ei nu văd, nu, nu vor, nu cred, nu, ce, ce, să le fac să mă duc? O să ajung să mă duc în poartă, în poartă, nu știu, nu știu. Dor tu dor, campanie. Păi zău că da. Pentru că altfel nu știu. A zis că că de data asta începe din sate și comune. Foarte nu bine mai mai de la oraș. Dar foarte bine face. Dar foarte bine face. Dar omul nu-și dă seama când se duce la magazin, la mat, la unde se duce el, că mai are și el domeții, că nu mai are cu ce să cumpere, deși Dar tu înțelegi că nu tu, tu, nu înțelegi că ei nu înțeleg ce vorbesc oamenii ăștia din USR și reper. nu înțeleg cuvinte. Nu, nu vorbesc înțeleg. pe limba lor. Nu înțeleg ce spui, că ei vin și vorbesc, corect de altfel pentru noi, da. și foarte uh, informat și just, dar cuvintele ei n-ajung, că nu e... Uh, da. Nu e... Pe și care e soluția? Să-și aducă ăștia de o opoziție vorbitori de română simplificată? Da. Da. Să se ducă și ei un pic în populism, în da. Nu de populism e vorba. Nu populism. E vorba să vorbești pe lipsele comunici oamenilor. Mai simplu. Uh, mai simplu, mai empatic, nu mai roboțel, da. mai empatic, și să vorbești ca oamenii, cu oamenii. Să cu mă oamenii. un pic elitism. Cum vorbești cu mama ta la țară, când ești la bunica ta la țară. Nu vorbești, mamă, am... în în Puterea de a... cumpărare, da. coșul zilnic, indicele. De... să le spui exact cum îi spune domnul Ciolacu. O să aveți, o să, fie o să vă bine. fie bine. Asta vă e, e bine. Vă e bine. Păi au ajuns în punctul în care bine. ne Vă e foarte vă mărim bine. pensiile, uh, ai, să duc în piață, mai vorbesc cu unul, a trecut Telecom, Poate și problemele astea cu aeroportul de la adus puțin mai devreme în discuție funcționează în interesul PSD-ului. Eu când iau pe unii care zic, dai mei, da. ăștia care se presupune, hai bă că și usr și-a dat-o cu stângul în dreptul. Așa, bun, presupunem, și-a dat, și reperul, și-a dat, bun, au greșit. Bă, dar n-au greșit pe banii tăi. Adică în sensul în care n-au furat de la tine, au greșit că ei nu știu să facă politica. Câți ani ai Și de taxezi de pe ei sau te taxezi pe tine la vot? Nu, vot se pe ei, răspunde pe tot pe ei și pe noi. Adică, bă, mare răzbunător ești. Bă, ce dreptate ai făcut tu. Le-ai arătat -o la că nu i-ai votat și că a câștigat PSD-ul. Bravo, mă! Subiectul ăsta despre care vorbeam cu aeroportul s-ar putea să funcționeze în favoarea PSD. Că poate mulți se gândesc pe cine dracu se duce, domne cu aeroportul. Zbor eu de colo. acolo, tot între ei. Lasă-i să le fie rău un aeroport. Ne dându și seama că, de fapt, acolo e o problemă pentru că ai o mafie, ai niște incompetenți, adică lumea poate. ar trebui să iasă un pic ne de. dar Ne și pătrăție, seama că, piliu, -aia, că cu turismul, că, cu turismul că poate să crească, că dacă ar fi, că dacă s-ar duce lumea de la aeroport mai ușor spre Brașov, uh, ar ajunge mai ușor și turismul ar crește Brașov Sibiu, toată zona. Aia. și atât de complicat? E. Dacă-ți spun că e complicat, tu nu mă crezi. de ce să Eu nu cred? Eu spun că pentru mulți. Păi am văzut pe 9 iunie cât de complicat e. E. Da. Până 9 iunie am văzut am că de părinții, bunicii familia, niște cunoscuți de bloc, care oamenii nu au cu aeroportul. Nu, și nu numai cu aeroportul. Nu, adică întreabă unde, cât e pensa. Asta, e bun, e bun, E foarte Am bine bun. așa. Ne-a mărit, mamă. Maică, ți-a mărit cu un milion. Mi-a dat? Mi-a dat? Da? Da. Bravo. S-a ținut de cuvânt. Ce ne-a dat? Ciolacu ți-a dat? Ciolacu. Să-i dat dumneavoastră sănătate, maică, că ăsta, da, dole. Face e? și o sărbare câmpenească? El e acolo, de locul locului. Mă uitam că în, în Europa au câștigat, au obținut scoruri foarte mari partidele astea extremiste. Da. Radicale, extremiste, suveraniste, că nu le place da. să le zici extremiste. Dar în Parlamentul European, nici extremiștii extremiștilor ăia de la AFD din Germania nu vor pe șoșoacă. Deci noi am trimis două europarlamentari acolo sim, 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 nefregventabili. Masă, adică pentru... adică -a au dat de comunicat, nu? Okay. Au dat comunicat Ne... -a. Șoșoacă a ieșit după alegeri și a spus vom înființa un grup nou împreună cu cei cu naționaliștii, suveraniștii de la AFD. Au ieșit după două zile și au zis nu, cu șoșoacă nu ne asociem. Ăia, fiind repudiați, de, de Le Pen mai... și de alții. Da. Deci ei erau la a treia de mână de da. Păi ce mesaj ăsta? Nici extremiștii noștri nu sunt mai de doamne Pentru că extremiști, bă, totuși, acum noi că vorbim de extremiști, vorbim de Le Pen și băiatul ăla care, la la asta. care a ajutat-o pe ea să... Da. Așa. Bă, arată într-un fel, vorbesc într-un fel. Păi nu e extremi, ăsta e extremist de gara de nord. Noi avem un extremist de gara de nord. Lubar de la ei se reproșează că nu și-a finalizat studiile. Și-l scot, domnule, un analfabet. Păi nu și-a finalizat studiile la Sorbona. Doamne nu că a dat la 50 de ani De Deci ăla a doamne, terminat bă, facultatea te. la Sorbona Și nu și-a -a susținut se va de că de licență Domnul Ciolacu a luat la 40 de ani Uuuh. Deci, mă rog Și ca Ciolacu sunt mulți Doar Ciolacu nici nu știu când da, e, Și l-a luat exact E, că e, e până în 37 de ani, n-avem de unde știi ce s-a întâmplat E foarte trist. Deci problema e că nici la nivelul ăsta De curent, suveranist, ultranaționalist Extremist, nu facem față, nu ținem pas E o filmare care circulă pe internet Acum cu doamna Șoșacă mergând în timp ce îi se cântă imnul prezidențial. Nu cred. Ea, dacă o avem pregătită să o difuzăm. Nu. E un pic așa, dar merită dacă ne ține. Stomacul. Doamne, 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 doamne. Asta e cu sonor. Deci pregătit ar fi pe protocol pe astea. Inspecția trupelor, trece în revistă, marș prezidențial. Virus, Doi europarlamentari. Nici dacă vezi un film, zici că e o comedie, nu, nu. Dacă era film, l-am fi atacat ce? pe scenarist. Bă, băiat, nu se poate așa. că n-are daf de credibilitate. Dar voi vă dați seama că ea încă n-a ajuns. Adică oricum a urcat mai mult, cum era la Cehov, s-a suit în copac, nu pot să spun ca să nu zic că... Dar e o replică de la ce și nu ea mea. Păi nu, că Scroafa a făcut-o Simion, fost ei președinte doamne de partid. Ferește, nu spunem noi așa ceva și nu ne permitem. Am citat de om. Dar dacă ajunge președinte, cred că nu mai poți să o țin. N-are, că până și în sondajele Eu astea, că la sută, unde, e doamne, că Ea și imaginează că ar putea. Ea și cei din jurul ei. Și cei din jurul ei, doamne, care aplaudă, tu -ți dai seama, oamenii ăia, ce -o fi în capul lor? Lasă-o pe ea, că ea Mă rog, are și Regele joacă curtea. Da. Hai să luăm o pauză de publicitate. Da, nu, hai să luăm o pauză de tot. Hai luăm să luăm o să plecăm din țară, copii. Nu chiar de tot, Dacă câteva momente de publicitate, ne revenim și ne întoarcem. Bun, am revenit în, di în direct, discutăm cu Marius Manole, un pic supărați așa după înregistrarea cu șoșoacă, dar eu mă gândeam inițial că aur, șoș, sos, au ferme de troli, că sunt multe reacții de fiecare când discutăm despre ei, dar nu, cred că e sunt oameni adevărați. Bă, mie, dacă au troli, înseamnă că sunt foarte agramați. Dacă e astrolii lor, poate au programat să fie agramați. E un ChatGPT mai vechi. Da. Ră... Că dacă sunt oameni normal, e trist pentru ei că unul nu scrie cu cratimă, unul nu folosește limba română corect. Statistici deci, nu tot nu tot niște scriu așa, pentru limba română apăsa asta, asta unul. Sau, vă rog frumos, puneți mâna pe gramatica de clasa 4 E jale, credeți-mă. Sau, nu mai răspund, că n-ai cum să le scrii normal. Adică nu e unul corect scrie. Pare că toate mesajele sunt date de ăla care a trimis sant an fata pe avari. Da. Exact, așa. Cam așa e, da. De-aia zic că ei nu se recunosc în niciun alt discurs. De-aia spun că e o problemă acolo de înțelegere. Pentru că ei... Ăștia vorbesc limba. Da. Ăștia vorbesc limba lor. Băi, ți pun o barieră culturală. Și foarte șmecher că sunt și foarte manipulatori. Că dintre ei, ei sunt cei mai răsăriți care s-au prins cum funcționează treaba. Doamna Diana din piața universității s-a prins cum merge treaba, că dacă e un microfon și țipi, hă, oameni oamenii sunt cine țipă, ia, stai că e interesant. Și a zis, a, deci asta e, asta e calea. Țipă în frățioare, am plămâni și are. Cea mai bună actriță. În ce România. mai bună actriță? Da, păi vocea asta n-ai să o întâlni. Apropo de să-i lăsăm pe ăștia că vorbim da. non-stop despre Unde te vede publicul? Păi publicul mă vede chiar acum pe final de stagină, că am încheiat și noi stagină la Teatrul Național, mă vede în Oscar și Tantiros pe 24-25 la Teatrul Național, că se închide. Sunt, este, există un festival de teatru la Constanța foarte frumos, unde voi fi prezent pe 21 și pe 30. Și în fiecare sâmbătă dimineață, pe, la ora 8 dimineață, întrebarea mesei rotunde la ProTV. Și în rest, la teatru din toamnă, din septembrie, există pe Facebook-ul meu toate, 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 toate spectacolele. Să uite acolo și le găsești. La televizor și că Așa, acum pe 12 public, iulie, da. mâine dimineață plec cu doamna Maia Morgenstern, plecăm spre Iași. Așa. Pentru că pe 12 iulie vom avea premiera spectacolului Flutur, Fluturi, Regiul Toma și vom juca două reprezentanții de la, reprezentanții de la 16.30 de la 19 la Sala Unirii de la Iași, orașul în care m-am născut. Noi avem așa părerea asta proastă despre român, domne, uite, nu pun cratima bine din i. Nu despre toți românii. Dar avem... despre avem... asta vreau să zic că să sunt pline. Românii. Nu despre toți adică e greu să faci jos de un noi pline, avem, da, noi avem despre românii care ne scriu nouă da. și care de obicei țin partea uh, partidelor extremiste. Da. Nu am Sau, part. analfabete. Sau analfabete. Sau nici extremiști nu... Da, da, că nu <laughs> <fanță. Dacă laughs> avem extremiști de Gara de Nord. Uh, nu. Noi există, tot cele sunt arhiplini la teatru, Asta mai vin la teatru. Noi avem și o pătură, doar că această pătură e foarte simandicoasă și foarte greu de mulțumit. Și dacă nu-i mulțumești personal, ei atunci nu se implică. Că, bă, nu, să vină să-mi zică mie, mă, stai puțin, nu, dar și la seres sunt probleme. Da? Și la reper acolo sunt probleme. Nu, nu. Dar cei care vin la teatru s duce și la vot? dacă dintre artiști nu merg, de ce așa va pretenția de la... Păi bine, bine. acum sunt și artiști pesediști. Sunt și artiști pesediști. Da, da, au și dreptul să fie. Normal. Nu e ca și cum, doamne ferește. Doar că ei se duc la vot. Da. Ei se duc probabil la vot, da, nu știu, habar n-am. Dar da, fiecare are dreptul să țină cu ce partid vrea, adică, na, nu pot să... Și nici nu-i de condamnat. Am avut o perioadă când consideram că dacă așa, nu trebuie să mai vorbim. Dar după aia mi-am dat seama că, bă, e, și asta un extremism. A fost o discuție... Mai avem democrație. De a, 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 a fost o discuție în cabinetul Cioloș. Ți s-a propus să fii ministru al culturii. Da. Dacă ar reveni discuția asta într-un guvern, pe care o fi, mă rog, frecventabil. Nu. Atunci, acolo, acolo, repede, a fost o discuție da. pentru un guvern care nu va exista Nu că avem mai mult de 10 secunde că, a, calculat, -a fost o discuție pentru un guvern care nu va exista niciodată. Cu toții era o declarație de intenție. Era o declarație de intenție și era, bă, cine să sacrifică ca să nu facem o nefăcută, cine, să avem un nume care să nu, totuși, meseria mea, meseria mea nu cred că are cine să mă conteste și de ce. Așa zic eu. Cred că am muncit suficient, cred că am demonstrat suficient. Și atunci ei au vrut probabil să bazeze pe cineva care, din punct de vedere al meseriei, este incontestabil. Dar știam cu toții că nu va fi nimic. De-aia a fost discut. Dacă era pe termen... Dar dacă era pe, cu șanse reale, ai fi acceptat? Mm, nu cred. Nu cred. Nu cred sau nu știu. Nu la momentul ăla sau nu din principiu? Niciodată. Nu cred că sunt pregătit pentru asta. Adică o chestiune de timp. Da. Adică dacă eu o să fac niște lucruri, o să învăț niște lucruri, o să ne fac niște cursuri, o să mă, o să mă așa... de ce cursuri e nevoie ăștia abia termină liceu? Păi e treaba lor. Eu vreau ca acolo unde sunt să fac treaba bine și să știu pe ce semnez. Uh -huh. Adică indiferent ce oameni e lângă tine, totul mă spune, da mă, dar ai, cum se cheamă ăia? Consilier. Consilier. Păi da, din cauza consilierilor s-au făcut cele mai mari greșeli. Câtă pușcărie s-a făcut exact. din cauza consilierilor. Nu am de gând să se niște acte că mi-a zis un consilier, oricât încă și fratele meu să fie. până nu mă informez, până nu știu, nu vreau să... Și n-aș vrea să fac un lucru mai să stric mai mult decât să ajut. Și cum pe alegerile de 9 iunie am văzut votul ăsta dat pentru PSD la nivel de administrație locală, PSD-PNL la europarlamentare, în București oamenii au votat un... Mă rog, nu zicem independent că ne place, da. Nu prea se potrivește în puzzle-ul ăsta. Nu e din altă gamă de produse. Cu, nu se potrivește nici cu sectoarele. Nici cu sectoarele. Adică nu se potrivește nimic cu nimic? Cred la fiecare sectoare ți iese o culoare, sau mă rog, o combinație de două culori, da. și primar general, total altceva. Pentru că probabil oamenii sunt, noi ne atașăm foarte mult uh -huh. ne, și ne, nu ne place schimbarea nouă oricum. Nu ne place schimbarea. Noi ne place să știm. Adică La câteva sectoare le-a plăcut schimbarea. La câteva sectoare le-a plăcut schimbarea, dar eu nu sunt convins. Eu, totuși, eu cred că acolo erau de renumărat niște voturi nu înțeleg de ce nu s-a făcut. Dacă nu era nimic de ascuns, de ce? C -c cum e posibil să fie atâtea, atâtea liste modificate? Cum e? Ce alegeri sunt astea? Acum e posibil să fie atâtea voturi anulate? sau atâtea voturi anulate? Sau... Bun, unii și le-au anulat că au zis că... Bă, așa... păi, dar lasă-mă! Lăsați-mă! Sau parte, voturi mă. pentru UDMR nu. în Oltenia și în Bărăgan. Nu, s-a furat ca în codru. S-a furat ca în codru. S-a băgat, s-a pus Batista pe țambal, s-a trecut peste, dar nu e ok. Rei apelul Demers la vot și pentru alegerile prezidențiale și parlamentare? Evaniul reiau. Eu zic în continuare, oameni buni, cred că cea mai bună soluție este să ieșim la vot. Să ieșim la vot că e dreptul nostru și e dreptul nostru să alegem. Dar acum Acum, ce ce vedea. O în iar. Da, o în Va fi un an dificil. După anul ăsta vom ști dacă mai merită sau nu. Marius Manole, mulțumesc mult pentru prezența în această ediție specială. Urmăriți-l pe Marius Manole și în producțiile pro și la teatru acolo unde poate fi văzut în spectacole pe care le-a prezentat puțin mai devreme. Cred că pe pagina de Facebook găsesc toate. Da, oamenii, nu. toate spectacolele noastre. Mulțumesc mult! Și eu. Pauză și revenim în direct.